Odată ați crezut că Mihai Viteazu este unificatorul românilor, că, nu știu, Vlad Țepeș a fost o perioadă înainte de a, poate de a intra în teoriile imaginarului. Ați crezut vreodată așa cum, iată, cred românii astăzi? Asta nu-mi dau seama ceea ce pot să spun. Este că în... Adică cum v-ați dumirit că lucrurile astea sunt mitologie? În adolescență am citit cu pasiune despre Mihai Viteazu și era unul dintre eroi mei preferați. Asta când aveam, nu știu, 14, 15, 16, 18 ani, când m-am dumirit. Nu știu. Deci pentru mine, copil fiind, Mihai Viteazu a fost un erou, nici nu-mi puneam întrebarea asta, o întrebare prea complicată, pe care sunt unii istorici care nici acum, după o carieră întreagă de istoricul, unii dintre ei nu s-o pun. Adică au naivitatea să creadă că istoria pe care o fac ei, pe care o facem noi, este același lucru cu istoria adevărată. Dacă i-aș întreba pe mulți istorici ce înseamnă istoria, fiți sigur că răspunsurile multora ar fi cu totul dezamăgitoare, neconvingătoare. Da, am avut nevoia ca adolescent sau ca om foarte tânăr de modele. Apoi, în timpul facultății, aveam un model sau un erou în viață care a fost pentru mine atunci Charles de Gaulle. Am fost fascinat de politica foarte specială a generalului de Gaulle. Da, m-a preocupat, chiar m-a obsedat timp de câțiva ani cariera generalului de Gaulle și lucrarea de diplomă, de licență, am făcut despre relațiile între de Gaulle și anglo-americani în al doilea război mondial. Bun, vă dați seama că lucrurile astea se mai tocesc acum și nu numai acum, de multă vreme am încetat să mai am nevoie de eroi, nu mai am ce să fac cu ei. Nu. Păi acum în ce mai credeți? Spuneați mai devreme că fiecare are nevoie să creadă în ceva, să lege de ceva. Da. Într-un fel, mai mult decât atât, ați zdruncinat lucrurile, dar ați venit cu una din ultimele cărți să spuneți că întreaga istorie, că istoria e doar o interpretare și nimic mai mult. Una dintre posibilele interpretări. Păi nu vi se pare că asta e o banalitate? Ba da, o foarte mare banalitate. Dacă unii nu cred în ea. Lucruri... Bineînțeles că trebuie făcută distinția dintre istoria adevărată, istoria cea mare, istoria cu I mare, nu? Asta e adevărată, dar a existat, cum să spun, avem cum să o reînviem, iar toate demersurile noastre sunt reprezentări, nu sunt realități. Reprezentări pe care le dorim, ca istorici profesioniști cel puțin, cât se poate de apropiate de realitate, dar cât de mult ne-am apropiat noi de realitate, n-avem cum să ne așezăm exact pe realitatea istorică. Sunt tot felul de reprezentări care înseamnă privirea reprezentului. Deci istoria în sensul acesta de reprezentare nu este trecutul pur și simplu, cum e istoria adevărată, e trecutul. Dar istoria ca reprezentare, în mod evident, este privirea noastră asupra trecutului. Și aici lucrurile se complică și uneori se încurcă de-a binele. Cine îl poate restitui în totalitate, nu știu, pe Mihai Viteazu? E un personaj care a existat, firește, și știm cam ce a făcut. Dar pe Mihai Viteazu cel adevărat, nu o să-l cunoaștem niciodată până la capăt. Nici nu știm prea bine ce a avut în minte.